sub o pază, cu gelea. Slăvit să fie Domnul. Intenția mea în seara aceasta nu este să vă țin o predică lungă, ci este ca predica să vă țină lung. Adică pot să fie predici lungi care să țină puțin. Și pot să fie predici mai scurte care să țină mult timp. Acum nu știu ce o să reușesc în seara aceasta, dar ne rugăm lui Dumnezeu să vă țină predica asta și să vă ajute în viața de zi cu zi. Eu sunt un predicator care nu prea nici introduce, nici prezentările, așa că o să intrăm direct în subiect, dacă pot să afișez Psalmul 8, versetul 2. Încercați în seara aceasta să faceți un proces de imaginație. Încercați. Gândiți-vă la un copilaș mic care stă la piept și suge la sânul mamei. Gândiți-vă la asta. Faceți procesul ăsta de imaginație. Gândiți-vă un copil în brațele mamei care suge la piept. E, ființa asta este cea mai firavă ființă. Cea mai slabă. Cea mai incapabilă. Cea mai neputincioasă. Cea mai neajutorată ființă de pe planetă este copilul ăsta. Dacă nu ești atent, de exemplu, dacă mămica nu este atentă noaptea și se întoarce și se culcă pe copil, îl strivește efectiv. Atât ai de fragil, atât ai de slab, atât ai de incapabil, atât ai de neputincios. Ei, gândiți-vă, ființa asta slabă, neputincioasă, incapabilă, cum poți să scoți din ea o întăritură de apărare împotriva dușmanului? Adică dacă asta e ființa cea mai slabă, neputincioasă, incapabilă, cum te poți bate cu dușmanul cu asemenea ființă? Păi ca să fie o armă puternică împotriva potrivnicilor și a vrășmașului, îți trebuie războinici, îți trebuie eroi, îți trebuie viteji, îți trebuie generali, îți trebuie planificări, îți trebuie strategii. Cum să mergi cu copiii ăștia care sub la sânul mamei împotriva dușmanului și dușmanul să fugă? În partea cealaltă, unde citează Domnul Iisus versetul, zice că din gura celor ce sub scoate laude. Eu am văzut că aici, dumneavoastră, pentru laude aveți nevoie de oameni mari. De grup, de orchestră, de fanfară, de cor. Păi ca să poți lăuda, păi gândiți-vă, copiii ăștia nu se pot apăra, nu pot striga, nu pot vorbi, nu pot fugi. Păi cum să scoți din gura unui astfel de copil care suge la piept, care nu știe să vorbească laude? Acum, țineți minte lecția asta, că e foarte importantă. Copiii ăștia, incapabili, neputincioși, firavi și slabi, care nu pot să se apere, nu pot să fugă, nu pot vorbi, ființele astea devin cele mai protejate ființe de pe planetă, devin cele mai apărate și cele mai iubite ființe sunt copii. Și nu știu să facă decât un singur lucru. Ce știu să facă? Să plângă după ce? După sânul mamei. Asta însemnează că acest copil, dacă este slab, neputincios, incapabil, dar depinde de mama. Dependența de mamă îl face iubit, apărat și protejat. Și ființa asta mică și slabă devine protejată, apărată și iubită pentru că depinde de părinte. Binecuvântează fie Domnul. Amin. E tot așa în imaginea asta care o aveți în minte în seara aceasta, când cineva, dacă dumneavoastră ați intrat în casa de rugăciune în seara aceasta, incapabil, neputincios, slab, firav, dar depindeți în totalitate de Dumnezeu, deveniți cei mai protejați, cei mai apărați și cele mai iubite ființe de pe planetă. Deci dependența de Dumnezeu ca tată, cum depinde un copil de mamă, te face iubit, apărat și protejat. Și tu devii puternic prin dependența de Dumnezeu ca tată. Ei, dependența asta, lasă-te rog versetul acolo.
Dependența asta de Dumnezeu ca tată, cum depinde un copil de părinte, de mama sau de tata, dependența asta de Dumnezeu este cea mai puternică armă împotriva diavolului. Deci diavolul când întâlnește un om slab, neputincios, incapabil, dar care depinde în totalitate de Dumnezeu, fuge de omul ăla. Și cel mai virav, cel mai slab, cel mai incapabil, cel mai neputincios, dar fuge pentru că este dependent de Dumnezeu. Dependența de Dumnezeu este cea mai puternică întăritură împotriva vrăjmașului. Uitați-vă noastră, pune versetul 1. Fiți atenți ce zice la versetul 1. Ce Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul. Slava Ta se înalță mai presus de ceruri. Fiți atenți aici, Dumnezeu ăsta care își înalță slava mai sus de ceruri și peste tot pământul, merge și îl bate pe Satana cu niște copii. Deci el nu folosește întărituri puternice. Câștigul Domnului împotriva diavolului sau arma pe care o folosește ca să-l alunge pe diavolul este într-un om neputincios, incapabil, firav, slab, dar care depinde de Dumnezeu. Și Dumnezeu câștigă victoria împotriva dușmanului cu oameni care sunt niște copii care depind de Tatăl. Gândiți-vă la versetul din nou care a spus Domnul Iisus, din gura celor ce sug ai scos o întăritură sau laude. Acum, cei care ați cântat, ați cântat foarte frumos. Dar nu cumva să vă imaginați că l-ați lăudat pe Domnul. Că eu mai aud aici pe la amboane că noi dacă cântăm și lăudăm, vine Dumnezeu și fuge Satana. Și eu vă spun că merg destul de mult pe la biserici, nu prea văd pe Satana să nici pe Dumnezeu să vină. Eu văd că n-ai cântat și nu s-a tăpărit. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți, cea mai puternică laudă la adresa lui Dumnezeu este dependența de El. Eu vreau să vă întreb, o fată mută poate să laude pe Domnul? Un băiat handicapat în scaunul cu rotile poate să laude pe Domnul? Ascultați-mă, un handicapat, un surdomut care depinde de Dumnezeu și nu știe să scoată la adresa lui Dumnezeu decât un țipă. Aia e cea mai puternică laudă la adresa lui Dumnezeu. O depășește, depășește orice cânte pe care dumneavoastră cântați în biserică. Dumneavoastră trebuie să, eu merg la grăuă de biserică, văd așa, și cu mâinile pe sus, și cu mâinile pe jos, în toate formele. Dacă 6 zile n-ai depins de Dumnezeu în totalitate, aia nu e laudă la adresa lui Dumnezeu, nu e un cântec pe care tu l-ai învățat prin abilitatea ta, prin talentul tău, prin resursele tale, prin puterea tale, fără să depinzi de Dumnezeu. O mulțime de coruri, de fanfare, de orchestre, cântă în biserici fără să fie dependenți de Dumnezeu, aia nu e laudă. Cea mai puternică laudă la adresa lui Dumnezeu este când cineva depinde în totalitate de Dumnezeu și cântă. Depinde în totalitate de Dumnezeu și predică. Depinde în totalitate de Dumnezeu și se roagă. Amin. Noi să vedeți că nu se întâmplă nimic. Cântăm, predicăm, ne rugăm și nimic. Unde e Dumnezeu? Unde e puterea lui Dumnezeu? Unde fugi diavolul? Nu, oameni buni, cea mai puternică întăritură împotriva diavolului este dependența de Dumnezeu. Cea mai puternică laudă la adresa lui Dumnezeu este dependența de El, binecuvântat să fie El. De aceea, numai dacă suntem dependenți de El și facem slujiri în casa lui Dumnezeu, sunt adevărate laude la adresa Lui. Binecuvântat să fie El. Ia gândiți-vă dumneavoastră acum la un copil. Faceți din nou procesul de imaginație și gândiți-vă la un copil care suge la pieptul mamei. Și începe să plângă. Și în momentul când începe să plângă, părinții vin și îi pun sacul cu bani lângă copil. 1.000.000 de euro. Și zice la copil, bă copile, uite toți banii ăștia să-i tăi. Numai să taci. Tace? Dar ce-i trebuie? Mama. Dar dacă vine la copil și spui, bă copile, fii atent, să anotul BAMB, ultima generație, ți-am pus un pacare, numai să taci. Tace? Dar ce-i trebuie? Mama. Dar dacă spui la copil, bă, ți-am făcut o vilă cu piscine, ți-am luat un iaht la ocean.
Tace? Dar ce îi trebuie? Mama. E când Dumnezeu are un astfel de om care vine înaintea lui și spune: Doamne, nu-mi trebuie nici bani, nici avere, nici succes, nici poziție, nici funcție, nici mașină, nici casă. Tot ce vreau este pe tine, Tată, Ava! Ei, vreau să vă spun că prin omul ăla se proslăvește Dumnezeu. De aceea Biblia, aveți grijă, te vă rog, de copilul ăsta de pe mijloc. Am băgat frumos, dacă puteți să-l țineți că dumneavoastră, dacă se plimbă foarte mult. Gândiți-vă dumneavoastră. Biblia spune, caut un om. Știți ce înseamnă un om? Și ce zice Biblia? Că găsește vreunul? Nu există niciun om dependent de Dumnezeu. Există predicator, există comitete, există organizații, există cântăreți, dar nu oameni dependenți de Dumnezeu. Oameni care să n-aibă nicio probleme cu banii, cu mașinile, cu case, cu averile, cu succesele, cu ce vreți dumneavoastră. El să dorească un singur lucru pe Dumnezeu. Ia gândiți-vă dumneavoastră în seara asta. Când mergeți cu copiii la mall la Timișoara și vă duceți cu copilul, sunteți un părinte, un tată, și vă ascundeți după un colț de copilul dumneavoastră care are 4 anișori. Ce face copilul? Urlă, țipă, plânge, strigă. Și dacă vine patronul de la mall și zice la copil: bă copile, uite, eu sunt patronul la mall ăsta, uite, tot mall-ul, magazinul ăsta, ți-l dau ție numai să taci. Tace? Dar dacă iasă tatăl de după colț, ce face copilul? Se întoarce spre tatăl, se luminează de bucurie, întinde mâinile așa, sare în brațele tatălui, se bucură, se oprește din plâns și tatăl se îngrijește să-i cumpere mâncare, hăinuțe, jucării. Deci treaba noastră, dragilor, nu este să ne frământăm mintea ca neamurile. Treaba noastră este să căutăm fața Tatălui. Amin. Și Tatăl ni le dă pe toate. Amin. Tot ce avem noi necesar, dar noi nu căutăm să ne frământăm mintea. Păi eu vreau să vă întreb, uite, este, nu știu dacă este slăbica lui sau nu, dar vreau să vă întreb. Copilul ăsta, fetița asta, are depresie. Dar taică-s-o cum ai găsat? Păi cum se poate un copil de 4 ani n-are depresie, dar taică-s-o de 40 ani? Care e problema? De ce copilul n-are depresie? Pentru că copilul crede că are părinte. N-are niciun stres. Uite, n-are nicio problemă. El trăiește o viață de vis. Ce face copilul ăsta să mănânce mâine? Va face ceva, mănâncă? Cine face? Tata cu mama. Păi treaba lui copilul ăsta ce mănâncă el mâine. Dar treaba noastră lui, dacă avem un tată care zice, vă îngrijesc de voi, e treaba noastră să ne frământăm mintea cu asta? De ce vedem în depresie? Dumneavoastră trebuie să înțelegeți. Depresia, tulburarea, panica, îngrijorarea sunt lucruri incompatibile cu creștinismul datorită că nu suntem dependenți de Dumnezeu în totalitate. Deci dependența de Dumnezeu, credința de Dumnezeu, dependența de Dumnezeu în totalitate nu are cum să te facă tulburat, panicat, depresiv, îngrijorat. Ea alungă lucrurile astea pentru că tu crezi și depinzi de Dumnezeu ca Tată. Binecuvântează fie. De aceea e foarte important să ne facem ca niște copilași și să căutăm fața Tatălui și să ne aruncăm în brațele Lui. Uitați-vă dumneavoastră la mine acum la poziția care o am eu. Uitați-vă cum este omul, în ce poziție. Uitați-vă la mâinile mele. Vedeți în ce poziție e? În ce poziție? În ce direcție să mâine? În jos, adică voi face, voi alerga, voi fi, sunt resursele mele, succesele mele, pilele mele, relațiile mele. E ce semnează dependență totală de Dumnezeu? Asta e cu mâinile în pământ. Dependență totală de Dumnezeu însemnează predare așa. Asta însemnează predare, dependență de Dumnezeu. Ei, știți ce am făcut noi majoritatea? Cu o mână l-am prins pe Dumnezeu și cu o mână. Deci noi suntem așa.
Și cântăm așa și predicăm așa și ne rugăm așa și sorbim și ăștia de afară. Și bă, ăștia, avionul ăsta mere că ar place să merge Sfântul Ambelian așa. Oameni oare dumneavoastră înțelege ce semnează creștinism? Creștinism nu semnează așa, nu semnează așa, ci semnează așa. Adică dependență totală de Dumnezeu. Oare până când vom merge așa, așa, așa? N-am putea spune că e drăcesc. Nici demonic. Dar nu mai este 100% dumnezeiesc. Este om. Sunt resursele noastre, sunt capacitățile noastre. Lucrurile au fost inversate de pe Dumnezeu pe om. Și eu sunt uimit că oamenii din biserică nu-și dau seama că aproape marja mare de procentaj la ce se face în slujbă este omenesc. N-are nimic de face cu puterea Dumnezeu. Este abilitate umană. Este talent uman. Este resursă umană. Este capacitate umană. Nu este ceva Dumnezeu și noi nu mai experimentăm puterea Lui Dumnezeu. Păi ia gândiți-vă dumneavoastră ce spune Scriptura. Zice Biblia că puterea Lui Dumnezeu este făcută desăvârșită unde? În slăbiciune. Cu cât devii ca un copil incapabil, neputincios, slab, cu atât te experimentezi mai mult puterea lui Dumnezeu care se face desăvârșită în slăbiciune. E, problema noastră nu este că ne simțim slabi. Problema noastră că noi ne credem tari. Nu ne facem ca niște copilași să experimentăm puterea lui Dumnezeu. Păi vă dau câteva exemple. Gândiți-vă dumneavoastră. Cine experimentează mai mult puterea lui Dumnezeu? Săracul sau bogat? Păi și atunci de ce vrem să fim bogați? Nu vrem să experimentăm puterea lui Dumnezeu. Toți vrem să avem mai mult. Dar auzi că săracul experimentează mai mult puterea lui Dumnezeu. Dar de ce? Bogatul nu poate să experimenteze? Ba da? Numai cu cât ești mai în lux, în confort mai bogat, predispoziția să te încrezi în tine, în relațiile tale, abilitățile tale, puterea ta, banii tăi sunt mai mari. Nu mai e dependența aia de Dumnezeu în totalitate, dar și bogat poți să depinzi de Dumnezeu. Spui, Doamne, fără tine nimic nu pot. Îți spui, ce am și să nu fi primit, dar predispoziția la sărac să depindă de Dumnezeu este mai mare. Gândiți-vă la o vădvă care își pierde soțul, îi moare soțul și are 4 copilași și mâine nu mai are ce pune pe masă la copii să mănânce. Ce fac ăștia? Să uită la știri? Dar ce fac? Zice, bă, copii, mâine nu mai avem nici să mâncăm, vă genunc și ne rugăm. Și se roagă și 4 copilași au ochii umezi de plâns. Și mâine când trebuie să plece la școală și deschide ușa, e sacul cu alimente la ușă. Și îi se bucură și strigă la adresa lui Dumnezeu. Dar la tine și la mine, dacă e frigiderul plin, te trezești dimineața, întrebă copil, ce să spun la tine la școală? Filete pe pâine, nu-mi place! Dulceață, nu-mi place! Brânză topită, nu-mi place! Cașcaval, nu-mi place! Salamă ăla, nu-mi place! Mie, numai dacă mi-e de acolo! Nu mai experimentăm noi puterea lui Dumnezeu veci. Că noi nu mai depindem de Dumnezeu, noi depindem de banii din buzunar. Depindem de relațiile noastre. Acum vreau să vă întreb în seara asta, cine credeți că experimentează cel mai mult puterea lui Dumnezeu? Bolnavul sau sănătosul? Păi de ce? Și atunci să fim tot bolnavi. Nu, și sănătosul poate experimenta dependența de Dumnezeu, dar ce se întâmplă? Cu cât ești mai sănătos, cu atât depinzi de sănătatea ta. Când ești bolnav, ce faci? De cine depinzi? Dacă spune doctorul cancer, ce faci? Atunci apelezi la Dumnezeu. Deci dependența de Dumnezeu este făcută mai puternică în slăbiciune, dar și când ești sănătos, poți să te simți slab. Acum gândiți-vă că eu în anul 2020 am trăit niște tragedii sau și boală, și COVID și o mulțime de lucruri acumulate, n-am crezut că mai ies de acolo. Deci nu credeam că mai ies de acolo. Dumneavoastră, știți când mergeam în bucătărie să mă rog la masă cum mă rugam? Deci mă duceam lângă masă și mă puneam așa.
Și am, Doamne, nu mă trebuie. Au trecut 4 ani de aici. Îți mară, tare, voinic, alerg. Știți cum mă rog am asta? Păscam. De ce? În 4 ani am ajuns de pe genunchi pe scaun. De ce? Pentru că acum e sănătos. Pentru că acum poți alerga. Te poți foca în mașină și te viteză. Atunci nu mai puteai face nimic ce depinde de mine. Dar și acum ar trebui să mă rog pe genunchi. Doamne, ce se oferă tine? Într-o zi îmi dai un bobărnac că-s gata. Dar predispoziția când ești bolnav, când ești sărac, să depinzi de Dumnezeu este mult mai mare decât atunci când ești în lux, confort, bogat și sănătos. Dar asta nu semnează că atunci când ești sănătos, în bogăție, n-ai putea să fii dependent de Dumnezeu. Doamne, îndură-te! Nu, hai dacă poți să pui și un verset, Matei 18, 1. Gândiți-vă dumneavoastră aici, vin să pună ucenicii o întrebare Domnului Iisus Hristos și răspunsul la întrebare i-a făcut șahmat. I-au zis care este întrebarea. Ucenicii s-au apropiat de Iisus și l-au întrebat, cine este mai mare în Împărăția Cerului? Acum eu vă întreb pe dumneavoastră. Dacă vă duceți aici la Cărpiniș, la primărie și întrebați cine e cel mai mare în primărie, ce vi se răspunde? Dar dacă vă duceți la școală și întrebați cine e cel mai mare aici la școală, ce vi se răspunde? Dar dacă vă duceți în armată și întrebați cine e cel mai mare, ce vi se răspunde? Dacă vă duceți la Cărpiniș, la Biserica Pentecostală, Filadelfia, și întrebați cine e cel mai mare, ce vi se răspunde? Emil Constantinescu, când a fost președinte, a pus o întrebare unui președinte de cult, nu-i de mâncare. Și a întrebat cine e cel mai mare peste voi. Și ce a răspuns? A dat numele la președintele Alianței Mondiale. A zis, ăsta e cel mai mare. Și normal, te aștept în orice instituție, te duci primarul, generalul, colonelul, directorul. Ăștia au venit, băi, dar asta nu e mai un imperiu omenesc, e imperiul lui Dumnezeu. Cine e cel mai mare în imperiul lui Dumnezeu? Geniu, erou, generalul, colonelul, primarul, cine? Și acum dă-i versetul 2. Deci Iisus a chemat la el un general. De ce o chema? Nu-i interesant. Cine le face asta? A chemat la el un copilaș, l-a pus în mijlocul lor și le-a zis, fiți foarte atenți. Adevărat vă spun că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra, nu veți vedea, nu veți experimenta Împărăția lui Dumnezeu. Cu niciun chip. Adică dacă nu te cobori să fii dependent de Dumnezeu ca tată, cum este dependent un copil de mama, cu niciun chip nu vei vedea Împărăția lui Dumnezeu. Eu am făcut experiența asta, experimentul ăsta în biserică. Și era în spate, pe ultima bancă, un copilaș cu o soră mai vârstă. Și ca să le arăt ceva, am spus așa, zic, copilul ăla de acolo și-am dat numele să vină aici pe prima bancă. Și imediat copilul a zbucnit, a venit, s-a pus copilul meu. Și zic și la sora de lângă copil. Vă rog frumos să veniți și dumneavoastră să vă puneți lângă el. Și sora din spate și auzi, pe mine să mă lași în pace. Păi n-am înțeles cum copilul ăla a chemat și a venit și sora nu mai puse. De ce? Pentru că sora nu mai era un copil. Era un om mare, dur pe mine, nu mă pui unde vrei tu. Nu mă comandați voi pe mine. Noi nu mai ascultăm ca niște copii. Vedeți, copiii dumneavoastră ascultă de dumneavoastră, dar dumneavoastră nu mai ascultați ca niște copii. Nu vă mai învățați ca niște copii. Imediat ne ofensăm, imediat ne sar capacele, pentru că noi suntem mari. Noi nu mai suntem niște copii mici. Ei, dar dacă noi nu ne vom face ca niște copilași, să ascultăm, să fim dependenți în totalitate de Dumnezeu, cu niciun chip nu vom vedea Împărăția lui Dumnezeu. Înțelegeți, dragilor, Dumnezeu merge la război împotriva diavolului cu copiii.
Asta e cea mai puternică întăritură împotriva diavolului. Este cea mai puternică laudă la adresa lui Dumnezeu. Dependența de Dumnezeu. Păi eu vă spun două versete care le-a spus Domnul Iisus. Fiți foarte atenți. Unul dintre versete sună cam în felul următor. Așa a spus Domnul Iisus. Eu nu fac nimic de la mine. Dumneavoastră faceți ceva de la dumneavoastră. Păi Domnul Iisus e cine era? O spus, eu depind în totalitate de tata. Nu fac numai ce văd pe tata făcând. Zice, eu nu fac nimic de la mine. Și alt verset, ne-l spune nouă cum el era dependent de tata, zice, despărțiți voi de mine, nu puteți face nimic. Nu să credeți asta? Asta semnează dependență de Dumnezeu totală. Nu fac nimic de la mine. Pune dacă poți Isaia 30 cu versetul 1. Să vedeți ce înseamnă copii răzvrătiți. Nu știu ce înseamnă pentru dumneavoastră copii răzvrătiți, dar auzi ce zice aici. Vai, zice Domnul, de copii răzvrătiți. Dar ce înseamnă copii răzvrătiți? Care iau hotărâri fără mine. Și la final zice, îngrămădesc astfel păcat. Ce înseamnă păcat peste păcat? Adică să faci lucruri și să iei hotărâri fără mine, zice Domnul. Acum vreau să vă întreb, dumneavoastră, când v-ați dus copiii astăzi, azi vacanță, era să o dau în bană, dacă vă duceți copiii la școală, dimineața, vă hotărâți să-i duceți, să-l întrebați pe Domnul? Doamne, duc copiii azi la școală. Eu nu pot să fac nimic fără tine. Despărțiți de tine, nu pot face nimic. Trebuie să duc copiii la școală. Te rog frumos, iau o hotărâre să duc copiii la școală. Nu vreau să o fac fără tine. Așa faceți dumneavoastră. Când mergeți la magazin, spuneți, Doamne, eu nu iau o hotărâre să merg la magazin să cumpăr alimente fără tine. Eu nu iau o hotărâre fără tine. Eu vreau să te întreb pe tine, să hotărârea asta o leg de tine. Mă duc la magazin să fac cumpărături, eu nu pot face nimic de la mine. Despărțit de tine, nu pot, Doamne, nici să mă duc la școală, nici să mă duc la magazin, nici să mă duc la bancă, nici să mă duc la obor. Asta face noi. Păi dumneavoastră știți când depindem noi în totalitate de Dumnezeu. Numai când doctorul zice nu se mai poate face nimic. Atunci venim la biserică, Doamne, numai Tu! Dar până atunci ai putut Tu? Deci numai când e cancer venim la Dumnezeu dependenți în totalitate de Dumnezeu. Dar când duci copii la școală, când mănânci, când îți faci ceva, când cumperi haine, iei hotărâri fără Domnul? Doamne, mai este necesar să iau haina asta? Vreau să iau o hotărâre că vreau să-mi cumpăr un costum. Îl întrebăm noi pe Domnul asta. Noi mergem la mult. Bă, ce papuci faină. Bă, da, ai două perechi. Da, mă, dar lasă că uite la... Cum îi zice? La ofertă. Hai că nu. Bă, da, mă, dar pe Domnul îl întrebăm. La noi, în comună, se fac acum, se asfaltează trotuare, drumuri. Și primarul a zis, băi, la biserică, în față, cum facem? Facem parcare sau lăsați spațiul verde? Și eu, care s-a barnist, mi-am chemat pe deștepții din biserică. Haideți, și-au venit toți deștepți. Așa, au hotărât ei, au spus niște bani, ca la aia, pe drumurile. Eu mă duc acasă, zic, bă, dar noi nu l-am întrebat pe Domnul nimic. Păi, mă, hotărâri. Da, cu parcare să-l întrebăm pe Domnul. Asta ne desfocăm, nu? Dumneavoastră, înainte ca să puneți polistirenul pe biserică, l-ați întrebat pe Domnul? Deci vă descurcați voi cu polistirenul. Oh, plasă, adeziv, facem noi. Și după aia venim aici, în căldură, polistiren, izolație, frumusețe, design. Doamne, atâția bolnavi în poporul Tău. Atinge-te Tu, că numai Tu poți. Bă, dar cu polistirenul v-ați descurcat fără mine, zice Domnul. Cu plaza fără mine. Acum avem relații. Imediat, dacă se sparge ușa aia, se strică, anunțăm la biserică, fraților, avem probleme cu ușa. Imediat îți trimite unul pe cont, 500 de euro, zice, du-te, rezolvă mâine problema. Bă, dar pe Domnul întrebăm? Întrebăm de ceva pe Domnul. Eu nu fac nimic de la... Dumneavoastră înțelegeți ce înseamnă dependența lui Dumnezeu. Noi cum suntem? N-am putea spune că fără Dumnezeu. Mai întrebăm și fără Dumnezeu câte ceva. Dar cu mâna asta ne descurcăm noi. Asta nu e creștinism.
Oare înțelege cineva în seara asta că Dumnezeu are nevoie de un om? Care se poate așa? Să strigă, Ava, nu mă interesează avere, bani, nu mă interesează poziție, casă, de vreau, pe ce vrei tu să-mi dai, îmi dai și nu vreau să iau hotărâri fără. Oare când vom ajunge aici? E, acolo va fi puterea lui Dumnezeu. Uitați-vă la copiii ăștia mici. Ei nu fac nimic fără dumneavoastră. Și dacă fac fără dumneavoastră, fac prostii. Dar copilul nu știe nimic, se simte incapabil, neputincios. Mami, mă duc acolo. Tati, ajută-mă, fă-mă aia, dă-mi să mănânc. Așa suntem noi cu Dumnezeu, ca Tatăl. Doamne, eu nu știu să fac nimic. Te întreb pe tine orice lucru. De aceea spune Biblia, apropiați-vă de Dumnezeu, piatra aleasă de Dumnezeu în capul Lui, dar lepădată. Oamenii dau la o parte piatra asta și fac ei, și fac ei, și fac ei, dar dacă lipsește piatra din capul unghiului în final, să năruie tot. Pentru că ceea ce ține tot ce faci tu, este piatra din capul unghiului. De-aia tot ce zidești, tot ce faci, trebuie să legi de piatra din capul unghiului. De Dumnezeu, de Dumnezeu, de Dumnezeu. Școala de Dumnezeu, hainele de Dumnezeu, aranjarea de Dumnezeu, casa de Dumnezeu, mașina de Dumnezeu, banii de Dumnezeu, slujirea de Dumnezeu, corul de Dumnezeu. Noi am inversat. Ne descoperăm noi, dar chemăm pe Dumnezeu numai când se poate, când avem probleme. Dumneavoastră puteți înțelege, de exemplu, uitați-vă că aveți școală. Când s-a întâmplat o trezire spirituală într-un loc din lumea asta, în biserica era cor. Rugăciunea la repetiția de cor dura 50 de minute o oră și repetiția jumătate de oră. La dumneavoastră cum? Fraților, hai să începem repetiția. Dați-i, hai la o rugăciune. Și-o fugit Satan. Nu fugi Diva. Am încântat. Omenește, poate am încântat. Suntem profesioniști, dar nu-i puterea lui. Uite, eu să vă dau două exemple din Biblie acum. Despre doi oameni, ca să vedeți ce poate face un om prin puterea lui și ce poate face un om prin puterea lui Dumnezeu. Gândiți-vă la Avram, care era numit tatăl tuturor. Dar gândiți-vă, când el avea potență de viață. Dar Sara avea o problemă. Dar au făcut strategii, planuri, planificări omenești, idei omenești, cum să ia o roabă din Egipt, să-l nască și va fi copilul lor. Și totul făcut prin ei, prin idei umane. Și se naște Ismael. Și Avram vine cu Ismael înaintea lui Dumnezeu și zice, trăiască Ismael înaintea ta. Și Dumnezeu zice, până ai înțeles. Copilul ăsta tu le zgonești. Eu nu fac legământ cu el și nici nu pun moștenirea pe el, că e făcut prin tine, prin puterea ta. Prin inteligența ta cu soara, Sara și cu roata. Ăsta nu e făcut prin puterea mea, e făcut prin puterea ta. Când se termină toate resursele, Dumnezeu face prin Avram și Sara pe Isaac prin puterea Lui. Binecuvântat să fie El. Și cu Isaac, Domnul a încheiat legământ și a pus moștenirea pe el. Acum dumneavoastră vedeți, prin același om, Mihăiță sau dumneatale, se poate naște prin puterea ta, capacitatea ta, abilitatea ta, resursele tale, se poate naște un Ismael, dar ăla trebuie să ne zgonești, Dumnezeu nu trebuie. Sau se poate naște prin puterea lui Dumnezeu un Isaac. Acum dumneavoastră trebuie să înțelegeți în seara asta. Un Isaac valorează mai mult decât 1000 de Ismaeli înaintea lui Dumnezeu. Adică ce înseamnă asta? O faptă, un Isaac, o faptă care o faci prin puterea lui Dumnezeu, valorează mai mult decât 1000 de Ismael de fapte care le faci prin puterea ta. Pentru că omul are putere să facă fapte bune. Nu face numai dumneavoastră fapte bune, fac și atingi. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți, pe Dumnezeu nu-L satisfac faptele bune care le faceți.
Numai faptele care le faceți în planul lui Dumnezeu, prin puterea lui Dumnezeu. Deci nu-L interesează o cântare cântată prin abilitate omenească. Numai o cântare cântată prin puterea Duhului. Nu-L interesează o rugăciune făcută că tu ai timbru vocal, ci-L interesează o rugăciune făcută prin puterea lui Dumnezeu, chiar dacă e liniștită. Un gram de aur, dragilor, valorează mai mult decât 1000 de tone de fân, trestie și lemn când trece focul peste el. Acum gândiți-vă că un gram de aur, un isac, și 1000 de tone de fân, trestie și lemn, fapte bune de ale noastre, Ismael, și vine focul. Ce rămâne? Gramul de aur. Restul se transformă în tot ce noi facem aici. Prin puterea omenească se va transforma în cenușă. De-aia Dumnezeu zice, bă, oameni buni, opriți-vă. Opriți-vă că eu n-am nevoie de cantitate mare. Eu am nevoie de un gram de aur. Am nevoie de o faptă pe care o faci prin puterea Duhului Sfânt. Mie mi-ar place în biserică, de exemplu, să fie niște detectoare. Cum sunt detectoarele de minciuni? Să fie detectoare care detectează ce se face prin om și ce se face prin Duh. Eu vă spun, dacă mă avea detectoare de astea, s-ar strica săptămâna. Pentru că e foarte mult om. Na, hai să vă dau câteva exemple. Gândiți-vă la evanghelizările care facem noi. Acum trebuie să înțelegi. La o evanghelizare, dacă vrei să chemi un predicator renumit în țara asta, trebuie să-l chemi înainte cu... Zice stare. Un an. Poate și doi. Și face la biserică, bă, pe cine chemăm? Pe putare, pe putărică. Avem buget. Nu, eu susțin, eu susțin, eu susțin. Na, mână pe telefon. Anul viitor, în luna... Bun, se notează pe agenda. O săptămână, două săptămâni înainte de evanghelizare. Venim în fața bisericii și spunem, bă, fraților, știți că avem evanghelizare săptămână? Trebuie să-L chemăm pe Dumnezeu. N-am înțeles. Deci pe om îl chem cu un an înainte și pe Dumnezeu cu o săptămână, două săptămâni. N-ați spuneți dumneavoastră cine e principal, omul sau Dumnezeu? Asta avem noi. Trebuie să înțelegeți. Acum eu nu spun să nu invitați. Dar în momentul când invitați un predicator, din momentul ăla trebuie să vă rugați să vină în el. Pe la noi trebuie să fie invers. Un an înainte, când se termină evanghelizarea asta, întrebați biserica. Fraților, la anul vreți evanghelizare? Da. Na, din momentul ăsta, facem oră de rugăciune special pentru evanghelizare un an. Și cu ceva timp înainte, cu cât vreți dumneavoastră, invitați un predicator. Și eu nu spun că nu sunt predicator hăruit sau dăruit de Dumnezeu care trebuie chemați. Dar nu facem inversare. Înțelegeți dumneavoastră? Amin. Eu la evanghelizare am prieteni la care mă duc în țară și pot să chem orice predicator. Dar eu mă rog, Doamne, predicatorii care nu trebuie să ajungă aici în biserică, te rog să-l oprești. Eu i-am chemat, te întreb și pe tine, dar te rog, oprește-i dacă eu am făcut ceva greșit și nu am înțeles. Și vă doi din hăi mai mari nu au ajuns. Ce care e problema? Ai, să vezi. Na, mâine o să fie arhiplin aici, dacă vine Cristi Boariu. Domnul să-l binecuvânteze. Vă pentru el de acum. Da? Și mâine cu o oră înainte vă anunță Cristi, îmi pare rău, ai întâlnit ceva, nu pot veni. Atunci să vezi. Bă, fraților, ce facem? Biserica e plină. Acum ne facem de mirul lumii. Nu te faci de mirul lumii, că suntem noi. Nu trebuie să nimeni faci. Nu vine Cristi Boariu, nu-i nimic. Avem citim ceva din Biblie.
Cum a vorbit fratele, vorbește și fratele, ținem numai o oră jumate cu Domnul acasă. N-are Dumnezeu putere să lucre? Amin. Dumnezeu zice, s-a vindat, bă, i-a stremurat ca aici, cum zice la Dumnezeu. Oh, că nu vine ce credeți. Oh, păi care e problema cu mine? Avem Biblie, spunem ceva cu Domnul înainte, mergem înainte. Nu suntem dependenți în totalitatea de Dumnezeu. Dumneavoastră ați auzit de fratele Simeon Luc? Da. Unii da. Da, fratele Simeon Luc. Dacă îl vedeai, nu te dai doi lei. Acum frate, nu știi. Bă, dragilor, s-a dus într-o localitate, asta, peripețiile lui, povestit, dus într-o localitate și s-a dus pentru mâine zi la biserică, nu-l cunoștea oameni. Și-a vrut să stea undeva și bătea la poartă, unde-s pocăiți, uite acolo. Da, se duce, nu puteți să mă lăsați și pe mine să dorm în noaptea asta. Oh, zic, vin nepoți, vin cu tare. Niciunde nu a fost loc pentru el, nici nu a arătat grozav. S-a culcat și-a dormit lângă fântâna din centrul satului. Mâine zi s-a dus la biserică și s-a pus pe ultima bancă. Bineînțeles că noi cum suntem de organizați. Totul curge lapte și miere, fără duh. Tot programul acolo, dar păstorul a avut cumva o tragere de inimă, o licărire de lumină. Zice, băi, totuși avem un frate acolo la sfârșitul programului slujbe. Și dacă vrea să zică și el ceva. Bă, frate, cum să ridicați-mi eu. O vorbit două ore. Și erau toți părâți. Și după aia se ducea la Simeon Luc, zice, frate, nu vin la noi la masă. Și el zice, nu, că mă duc la sora care m-a ținut azi noapte. La fântână de mijlocul satului. Nu. No. Noi punem bază pe om. Omul a luat locul lui Dumnezeu. Ascultați-mă, noi dacă nu ne facem slab ca niște copii, să fim dependenți de Tata. Amin. Și Dumnezeu să-i folosească pe toți. Amin. Noi nu vom gusta puterea lui Dumnezeu. Până noi nu vom ridica mâinile așa. Până încă suntem așa. Așa. Gândiți-vă la Moise. Moise la 40 de ani era un lider proeminent în Egipt. Era campion, cel mai cu vază în ochii oamenilor. Știți ce a putut Moise să facă prin puterea lui pentru poporul Dumnezeu? Să omoare un egiptean. Când a ajuns bietul păstor din pustie, Moise gânga, ce-a mărit, Dumnezeu prin puterea lui a eliberat un popor. Observați, același lucru care face Moise prin el sau prin puterea lui Dumnezeu. Același Avram naște un Ismael prin el sau un Isaac prin puterea lui Dumnezeu. Același Mihăiță sau numele dumneatale poate să nască un Ismael. Poate să fie un lider proeminent care reușește să bagi un om în pământ. Dar puterea lui Dumnezeu se desfășoară în oamenii care sunt dependenți de Dumnezeu. Și dependența de Dumnezeu te pune pe genunchi, te pune în post. Te pune să lași toate relațiile tale din mâini și să le ridici, că numai Dumnezeu te poate ajuta. Numai Dumnezeu te poate salva, cum ați auzit, nu preotul, nu sfinții, nu moaștele. Dependența de Dumnezeu, când te faci ca un copil de aici din text și strigi, Osana! Știți ce spunea Osana? Mântuiește-mă, Salvatorule! Amin. Dumnezeu te va mântui. Amin. Dar lasă tot neamul, relații, posibilități, toți, dă-le drumul și ridică mâinile și predă-te lui. Dumneavoastră, dragilor, știți ce au învățat ucenicii 3 ani și jumătate cu Domnul Iisus? E părerea mea, nu trebuie să o împărtășiți cu mine. Ucenicii după 3 ani și jumătate de învățat cu Domnul Iisus, cred eu că nu era capabil niciunul dintre ei să ia vreo licență la facultate. Dar toți au învățat o lecție. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic și urmează cartea Faptele Apostolilor. Vă place? Atât o învățat. Dependență de Dumnezeu. Fără mine nu puteți face nimic. Și dependența asta de Dumnezeu urmează cartea Faptele Apostolilor. Vă place? La noi ce urmează? Ce urmează la noi? În școala Domnului Iisus, ani de zile, dacă suntem dependenți, trebuie să urmeze o carte a faptelor prin puterea Duhului.
Acolo nu sunt fapte făcute prin puterea omului, ci prin puterea Duhului lui Dumnezeu. Sunteți aici, surori bătrâni. Una dintre marile trezit din lume s-a întâmplat prin două bătrâne, una de 82 de ani, una de 84 de ani. Erau foarte bolnavi amândouă, dar au auzit că biserica încă avea potențial, dar n-avea viață, n-avea putere. Și surorile astea bătrâne zice, bă, dacă în biserică nu e viață și putere, bă, ce face pentru biserică? Și trei nopți pe săptămână, de la 10 la 2 noaptea, se puneau la rugăciune. După un timp, le-a vizitat păstorul și s-a mai lipsit și el. Și-a pus și biserica și acum întreba păstorul pe cele două bătrâne. Ce facem? Ne-a rugat, am păstit. Ce facem acum? Deci acum e un evanghelism mare care circulă prin lume, zice, îl chemați aici să predice. Și păstorul zice, băi, dar ăla n-are cum, ăla are agenda plină, ăla nu poți să-l programezi, cum? Dar zice, dacă dumneavoastră spune, ne sunăm. Și o sunat. Bineînțeles, avea agenda plină și au venit la bătrâni și au spus, da, eu v-am spus că are agenda plină. Dar bătrânii au zis, dar au zis el, nu Domnul. Voi puneți evanghelizarea, de va veni. Și au pus evanghelizarea, ăla cu agenda plină și exact atunci unde avea, s-o anula programul. Și-o venit aici. Numai când a venit predicator, nu mai trăia făcut nimic. Pentru că afară, pe străzi, pe borduri, oamenii erau înșirați, străpunși de putere în Dumnezeu. Nu mai aveam mare lucru de făcut. Dumneavoastră chiar credeți că atunci când un predicator are putere, s-ar putea să fie din cauza lui? S-ar putea o bătrână de aici să n-aibă Instagram, să n-aibă Facebook, să n-aibă WhatsApp, dar să aibă genunchii ca de cămilă. Și din cauza lui bătrânii ăștia a rezistat lui. Înțelegeți? Doamne, ajută-ne să ne predăm. Să avem o dependență totală de Tine. Dar acum vreau să închei. Gândiți-vă la ce vă spun, imaginați-vă la copilul ăla tot, la sânuma, da? Slab, neputincios, incapabil. Și gândiți-vă ce-a făcut omul. A făcut un biberon. O suzetă. Știți cu ce seamănă suzeta și biberonul? Cu sânul. Și-a făcut o sticluță cu lapte praf. Și în inteligența umană, lapte praf în sticlă, făcut biberonul și te duci și îl bani în gură la copil. Dar de ce îl bani în gură la copil? Să-l fentezi. Să-l șmecherești ca să nu-i mai dai sânt. Și-l fentezi cu biberonul și-i bani biberonul. Știți ce face copilul prima dată când îi bani biberonul? Adorb. Până la urmă, încetul cu încet, l-ai fentat, l-ai șmecherit, o luat biberonul și cu lapte praf. Și eu am citit, am fost interesat să văd care e diferența între laptele matern de la sânul mamei și laptele praf. Laptele praf conține 60-80 de elemente, iar laptele matern de la sânul mamei 800. Laptele matern de la sânul mamei are un conținut ridicat de anticorpi. Știți ce ai anticorpi? Dă o digestie bună, crește coeficientul de inteligență, ameliorează anemia, completează diferențele de fier, de iod, încetinește infecțiile, protejează de alergii, azi, diabet, obezitate, reduce riscul de leucemie. Reface la mamă uterul, previne cancerul de sân ovarian, scade riscul de diabet, boli de inimă, osteoporoză. Și eu, când am venit, avem și noi patru copii. M-am dus la nevastă, i-am întrebat, bă, cât e dat să sugă la copii? Și zice, la unul, o săptămână. Vă zic, de-aia așa de ceam. Numai infecții, numai roșu în gât, numai injecții, numai medicamente, astm, alergie, aia. L-am fentat cu lapte praf cu biberon. Ceva care seamănă cu laptele de mamă și sânul mamă. Și mergem pe la toți doctorii cu ei, dar ei sunt făcuți praf de la lapte praf.
Acum puneți-o spiritual. Cineva ne-a păcălit în biserică. În dependența aia care aveau bătrânii, numai de Dumnezeu, nu știau mare lucru. N-aveau elegvență, n-aveau elogvență, dicție, înțelepciune, știință, nu știu ce școală, erau cu 4 clase, nu aveau aparatură, tehnică. Dar aveau genunchi. Stăteau acolo pe genunchi. Ce s-a întâmplat? Că noi am fabricat biberon cu lapte praf. Nu-i drăcesc, nu-i omenesc, nu-i drăcesc, nu-i demonic, este omenesc. Și am băgat biberonul în gură la oameni în biserică și prima dată a spus, nu vreau. Nu, asta nu. Nu-i natural. Până la urmă, cu Suzeta, cu biberonul, bem lapte praf. N-am curvit, n-am omorât, n-am fost la chefuri. Bă, dar zice, nu știu ce-i cu mine, că am o anemie. Nu vine să mă rog. La biserică vine să dorm. Nu mai vine să citesc. Zice, nu știu ce am, dar pic de pe picioare. Oare ce-o fi în biserică? I-am obișnuit pe oameni cu talente omenești. Și ascultați-mă bine ce vă spun. Dacă beți un an sau doi ani lapte pasteurizat de la Lidl și după aia beți de la vacă, de la țâță, nu se vom merge. Dă-i la un copil doi ani de la Lidl și după aia dă-i direct de la vacă. Nu-l primește și ăsta e rău. Ăla e bun cu chimicale, care are în el toate vorbele omenești, așa e cu și cântarea, și predica, așa aranjamentul, și administrația, totul cu ceva lumesc. Și chimicale în el, bă, dar zice, bă, acolo, bă, să câștigă teren, voi n-ați văzut cum e acolo, voi n-ați văzut cum e așa. Păi de noi am văzut cu o viață superioară decât ăștia alții. Nu i-am văzut. Acum nu mă înțelegeți greșit. Eu decât, cum a zis unul, zice, m-a dat afară de la cor, că am cântat în gama fax. Deci eu așa am știut să cânt, în gama fax. Și m-a dat afară. Păi bine, eu fac cu ceva. Acum decât să merg la biserică să ascund niște falseturi, mai bine mă duc undeva și ascult ceva de calitate profesionist. Dar n-are rost să mă omor cu asta dacă e ceva mai de calitate cu chimicale decât asta. Pe mine nu mă interesează să fie mediocritate. Nu mă interesează nici profesionism. Poate să fie profesionism. Poate să fie repetiții cât de multe. Poate să fie organizare. Dar în dependență de Dumnezeu. Avem evanghelizare, avem oameni chemați, dar pe genunchi. Nu venim aici din curiozitate. Dacă v-aș întreba câți dintre dumneavoastră v-ați rugat azi o oră pentru ceea ce se întâmplă aici. Cine vine mâine? A, Strugariu, Cristi Boariu. Bă, ce m-am venit? Bă, dar tu ce ai făcut? În afară de curiozitatea asta și de a da un like. Mai ai ceva pentru noi? Credeți că eu stau un like ăla dumneavoastră? Eu stau niște genunchi care se bătătoresc jos. Ce să-mi facă YouTube-ul? Cu ce mă ajută? Nu, dumneavoastră puteți ajuta sufletul ăsta. Așa că mâine seară când veniți. Faceți un bine la oameni. Fiți dependenți de Dumnezeu, nu de ei. Amin. Eu când mă uit în lor, să aplaudem pe fratele meu. Pentru. Ați văzut dumneavoastră acum să fie ceva despre mine? Eu pentru ce m-a plăcut despre mine? Am vorbit eu ceva despre mine? Pe care sensul la aplauze? Păi nu e despre mine, nu e despre cei care au cântat, nu e despre Cristi Boariu, nu e despre Spugariu, despre cine e vorba aici? De aceea zice, din El, prin El
Și pentru el asta e lucrarea lui Dumnezeu. Ceva care vine din Dumnezeu este prin Dumnezeul din mine și pentru slava lui Dumnezeu. Nu-i nimic despre mine. Noi suntem niște vase, niște unelte. O sapă cu care proprietarul, o sapă în grădină. Dacă e grădina frumoasă, îi treceți pe lângă ea, lăudați sapa sau proprietarul? Păi zice, lăudați sapa. Păi cum să lăudați dumneavoastră sapele, vii? Și că, frate Mihiț, eu sunt fan al dumneavoastră. Da? Păi eu am avut fotbal, la fotbal fan maior, pe aceeași retoxă. Vă plătit intrarea la stadion. Dacă aveți fani, nu vă mirați că vă pun taxe. Cu dacă ziceți fani, plătiți? Ei, voi vezi numai fani. Pe atunci ăștia, dacă se simt ca o fan și niște petete, na, dacă ești fan, biletul de intrare. Hai. E, aia nu vă place. Păi ce-i cu fanii ăștia? Ce-am făcut eu pentru dumneavoastră? Am murit eu pentru dumneavoastră? Păi dacă eu vă vestesc darul lui Dumnezeu, lăudați-L pe Dumnezeu. Amin. Dacă eu vă vestesc darul lui Dumnezeu, unde-s taxele? Nu, oameni buni, totul este centrat pe om. Să se simtă bine om, pe mine mă interesează. Mă interesează Dumnezeu în seara asta, este lăudat. Asta nu înseamnă că nu pot să încurajez. Pot să vin la frații care au cântat și Dumnezeu, mulțumesc Dumnezeu pentru darul care vi l-a dat și cântarea voastră prin Duhul lui Dumnezeu m-a cercetat inima. O să vezi că băi, o să facă tău, așa, ce mai un pic și avem gala de la Hollywood. Cu vedetele care le avem în țară. Nu. Dumneavoastră ne-ați făcut așa. Pentru că a zis că sunteți fain, ba la unul, ba la altul, și Pavel s-o luau cu mâinile în cap, zice, bă, o muri Hristos, cine muri pentru voi? Pavel! Petru! Fiți atenți aici. Mâine, din seara asta, vă rugați pentru oamenii de mâine. Și dacă Dumnezeu vă vorbește, lăudați-L pe Dumnezeu. Nu uitați. Din gura celor ce sunt, care stau la pieptul mamei, slab, incapabil, neputincios, Dumnezeu face o armată cu care se împotrivește diavolul. Și dacă dumneavoastră vreți să faceți parte din armata asta de copii ai Domnului, slab, neputincios și incapabil, dar să depindeți în totalitate de Dumnezeu, trebuie să vă predați. Predare 100%. Înaintea Domnului, și asta îl bucură pe Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm la o rugăciune. Aș vrea să stăm înaintea de Dumnezeu cu toată adunarea. Nu uitați versetele acestea. Eu nu fac nimic de la... Despărțiți de tine, nu putem face... Dacă în seara aceasta este un prieten și ai venit în casa lui Dumnezeu și e slab, incapabil, nu poți birui, ești bătut, ești praf, trântit la pământ. Tocmai locul ăsta unde ești în slăbiciune este locul unde poate interveni puterea lui Dumnezeu. Dacă tu te predai și ridici mâinile către Dumnezeu, Dumnezeu în puterea lui te va prelua. Fă lucru în seara asta. Predă-te, Domnului, cât ești de slab, de amărât, vezi că iei bătaie. Predă-te celui care a câștigat victoria. Ceilalți care ne-am predat odată, s-ar putea să fim numai cu o mână. O mână să fim în jos. Ridicați și mâna asta. Spune, Doamne, nu mai vreau să fac nimic la mine. Vreau să depind în totalitate de Tine, nu numai la greu, în suferință și în cancer. În toate lucrurile mărunte, de dimineața până seara, le leg de Tine. Mâine dimineață când te trezești, spune, Doamne, ce pot eu să fac fără Tine? Tot ce fac în ziua asta, le leg de Tine, Doamne. Tu ești piatra din capul unghiului care ține totul când ajung seara. Dacă nu se prăbușește, îți dărâmă tot. Predă-te Domnului 100%. Înțelege versetele acestea. Și lasă omul deoparte și laudă-L pe Dumnezeu. Concentrați-vă pe Dumnezeu. Haideți să ne rugăm.
cu toată adunarea facem.